un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc. Bună seara, bun găsit! De fapt, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Dor de cântec gorjenesc. Într-o seară de sărbătoare, suntem într-o perioadă de sărbătoare, o perioadă în care sărbătorim mama, femeia, domnișoara, doamna, adică noi, pe noi, noi ne sărbătorim pe noi. În această seară mă bucur mai tare pentru că este ziua bărbatului, așa se presupune că în această seară se beau 44 de pahare, sunt mucenicii și... Noi întotdeauna, noi femeile, facem o sărbătoare și din ziua bărbatului, și din ziua copilului, și din ziua oricui, numai noi să fim frumoase, să putem să ne aranjăm, să putem să petrecem, să putem să ne facem zilele sărbătoare. Într-o seară de sărbătoare am vrut să aduc un invitat pe care să-l sărbătorim fiind domn. M-am gândit la dumneavoastră, doamnelor, să vă aduc o prezență masculină și să vă bucur inima cu cântece de calitate, cu un repertoriu absolut minunat, cu un repertoriu așa cum trebuie el să fie, autentic, o prezență care a semnat din nou un destinul cântecului nu de acum, este la o maturitate artistică și cu bucurie m-am gândit să invit un domn care să mă bucure și pe mine și pe dumneavoastră. Aceeași Roberta Crintea, cu aceleași flori frumoase, știți dumneavoastră de unde de ea. Dacă nu știți, doamna Andreea trebuie să fie pe recepție. Aceeași imagine semnată de saloanele despre care vă spun în publicitate, însă îmi place să amintesc pentru că acolo se găsesc oameni frumoși, acolo se găsesc femei frumoase care se ocupă de alte femei să le poată face mai frumoase. Am să spun... N-am să vă mai las așteptați și am să spun bună seara și bun venit invitatului meu din această seară, domnul Ilie Bogdan. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație. Chiar îmi face plăcere să fiu aici la Târgu Jiu de fiecare dată. Eu mă bucur că ați acceptat invitația mea pentru că, în primul rând, vreau să bucur doamnele și, în al doilea rând, știu că veniți rar pe la Târgu Jiu, pe la Accent TV, nu pentru că nu vă permite Accent TV, ci pentru că timpul este prețios pentru toată lumea. Și atunci, în perioada aceasta în care suntem mai liberi așa ca artiști, am încercat să aduc oameni care ajung mai greu. Încă o dată spun bine ați venit și să informăm pe cei de acasă, pentru că acasă avem și un public tânăr, un public care urmărește și o altfel de muzică, o muzică prezentă de-a noastră, care poate nu este la punct cu locul de unde vine Ilie Bogdan sau cu ce a făcut Ilie Bogdan. De altfel, noi suntem aici pentru a prezenta artistul care ne bucură două ore și pentru a spune lucruri despre el. Nu numai artistice, nu numai profesionale, ci lucruri din viața, din viața artistului. Mi-ar fi plăcut ca emisiunea să se numească poveste și cântec. Însă ea se numește Dor de cântec gorjenesc, indiferent de zona pe care o aduc eu. Potrivit și așa. Oricum eu am foarte multe cântece de dor, de dragoste să potrivesc. Da, mie îmi plac oamenii emisiunea. Care au cântat dorul și dragostea pentru că ăștia sunt oameni bogați sufletește. Dar domnul Ilie, am să spun bună seara și bun venit primului telespectator, după care dumneavoastră o să ne povestiți un pic despre dumneavoastră. Bună seara și bine ați venit! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Montreac Morată de la Lucia de Șuri și vreau să fac o dedicație pentru sportul meu Montreac Copică. Cu drag! Pentru invitatul dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Doamna a fost scurtă și la obiect. Da. Doamna și-a dorit să-și sărbătorească soțul printr-o dedicație. Ne-a dedicat și nouă. Vă mulțumim, doamnă. Și așteptăm pe toți cei care ne privesc în această seară să intre cu noi în direct și să-l felicite pe invitatul meu pentru prezență, în primul rând. Și apoi pentru tot ce are să ne aducă și să ne cânte în această seară domnul Ilie Bogdan. Domnul Ilie, de unde veniți? Spuneți-le celor de acasă. Ce zonă reprezentați și de unde veniți? Reprezint Duljun, deci sunt din Craiova, născut la Predești, la 15 km de Craiova. În Craiova am început să cânt de când am venit la liceu,
Am participat, cum era pe atunci, la acele concursuri pe liceu și mai departe la... Era la vremea aceea cântarea României, da, la mare forță. Și imediat după am luat un loc unul pe liceu, pe urmă pe județ și am mers așa mai departe. Și la insistențele directoarei de acolo, de la liceul de chimie, am mers la ansamblul Tineretului, era al UTC-ului pe atunci, pe timpul respectiv. După n-am stat mult. La cât erați de tânăr? Deja erați la ansamblu? Deja de pe la 18 ani m-am dus la ansamblul Tineretului. Ce frumos! Da. Și pe urmă am trecut la, într-adevăr, un ansamblu, să zic, chiar dacă era de amator, dar cu orchestră. Dumitru Botezatu, dirijor, fostul dirijor al Filarmonicii Craiova, deci la ansamblul Jiulețu al Casei de Cultură a Municipiului. Și acolo am activat până am plecat în armată, după armată. Dar cât de tânăr și de frumos ați început acest drum, pentru că există neșansa de a nu putea să poți să intri în ansambluri, dar uite, probabil că atunci erau altfel stăteau lucrurile. Erau multe ansambluri și aveai unde să cânți atunci. Nu este ca acum, că e un ansamblu, să zic, într-un municipiu. De fapt, pe o zonă. Este un ansamblu pe o zonă, da. Și profesionist. Și dacă și-au soliștii lor, de sunt mai mulți, rar mai pot să mai colaborez. O să continuăm imediat discuția. Mai luăm un apel telefonic. Da. Bună seara și bun venit! Alo, bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit și la invitatul dumneavoastră. Mulțumim! Bună seara! Și la mulți ani pentru ziua de ieri, doamna Roberta. Mulțumesc! Asemeni tuturor doamnelor, la mulți ani să fie sănătoasă toată lumea. Da, vreau și toate melodiile din seara asta să fie pentru soțul meu, Costel Motoi. Cu drag! Pentru părinții mei, familia Zinca, George și Eleonora. Pentru familia Talabă, Claudiu, Georgiana și Sebastian și pentru sora mea Nicoleta și nepoțelul Robert Coman, din partea lui Daniela Motoi. Cu mare drag, doamna Daniela, vă spunem și noi la mulți ani, eu vă spun îndeosebi, să fiți sănătoasă, să vă trăiască toți cei dragi și toate doamnele care se uită în această seară la noi, sau tuturor doamnelor, vreau să le transmit acest călduros la mulți ani, un la mulți ani așa din suflet, pentru că sunt o feministă convinsă și mi-aș dori să văd în jurul meu femei fericite, femei iubite, femei respectate, femei prețuite. Sper din toată inima să aveți parte, să aveți o soartă bună și să aveți parte de oameni care vă prețuiesc și care nu vă dau pe oricine, de fapt care nu vă dau pe nimic. Bună seara și bun venit! Încă un nou apel telefonic. Bună seara! Bună seara, Romilie! Bună seara! Suntem niște băieți din comuna Borăsului, în aceea care mulțumim pentru Cum știți dumneavoastră mai bine, spuneți? Așa. Ne place pe domnul. Așa ar și trebui, de aceea l-am adus pe domnul Ilie. Da, dar domnul Ilie să ne facă un cântec. Sigur. Și mai mult. Cam pe la 44, cum ar fi așa. Dar spuneți un pic, pe la ce număr sunteți de pahare? 20, mai avem, da? Mai avem până la 44. Noi suntem aici 2 ore. Cu noi puteți, împreună cu noi, puteți să ajungeți la 44. Da. Vă doresc petrecere frumoasă și să lăsați televizoarele pe Accent TV și să-l ascultăm pe domnul Ilie Bogdan toate aceste 2 ore cu toate melodiile pe care dumnealui le-a adus. Vreau să mă întorc la ceea ce spuneam, era foarte important. Voi încerca să fiu mai scurt, deci în... 74. Să nu fiți scurt. Este important să audă toți cei de acasă ce oportunități erau atunci și ce acum. În 74, ca punct de reper al activității artistice, în 74 am făcut primele înregistrări Radio Craiova cu orchestra Nicolae Bălcescu din Craiova. În 80 mi s-au aprobat, de fapt, din 79, primele 7 melodii pe Radio București, ca să le înregistrez. Mare lucru, da. Mare lucru. Și atunci și acum. Comisii, da. Și atunci și acum. Și, dar spre bucuria mea, nici nu am apucat să înregistrez și a fost acel mare festival de pe mare scenă, pe micul ecran. Doamna Florentina Sadmari și cu domnul Tudor Vornicu, fostul director al televiziunii, Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească, da. Culmea, am exagerat eu puțin, s-a făcut o selecție cu toată masa artistică a Doljului.
dansuri, orchestre, soliști. Spre bucuria mea am fost singurul bărbat din Dolj, din zona Olteniei, care a fost selecționat pentru acel spectacol și am apărut, deci, primele filmări le-am făcut din spectacol în direct. Am fost cu Vasilica Dinu, mai era Ileana Iordache și încă o studentă de la Craiova, dar era Mehedințean încă ea. Spre bucuria mea, ediția următoare, tot la fel am rămas singurul bărbat și cu o solistă, Betica Dună, care luase premiul întâi la Maria Tănase. Mare lucru, deci, mare lucru. Ați avut o ascensiune rapidă. Da, și asta mi-a prins foarte bine, pentru că imediat am fost chemat să fac și melodiile la Radio București și, spre surprinderea mea, după primele trei am fost luat în redacție și s-a dat un telefon la Craiova și spunea doamnei Paula Dogăreu de la Craiova, doamna de la București îi spunea la telefon, zice, îmi place de Bogdan extraordinar de mult, pentru că e Bogdan. Nu seamănă vocea cu nimeni. Excelent, excelent. Păi toți încercăm fiecare să fim noi, exact, înșine. Nu, da, tu se ținea cont. Atunci nu se punea bază pe vocile care semănau cu soliștii cunoscuți. Adică nu Maria Ciobanu. Am înțeles. Că trebuie să fii tu, să ai tu, să fii recunoscut pentru ceea ce ești tu și pentru cine ești tu. Pentru mine a fost un avantaj că am avut timbru propriu, deci deosebit față de ceilalți și mi se spunea de atunci. Când te aude, omul știe că ai vocea ta. Asta este Ilie Bogdan. Mă iertați, vă întrerup din nou, avem un apel telefonic. Bună seara și bun venit alături de noi. Bună seara, doamna Roberta și invitații dumneavoastră. Bună seara, doamnă. La mulți ani pentru ziua de ieri. Asemenea vă doresc, mulțumesc. Mioara Pârvulescu din Vădureni. Vă ascult cu drag, doamnă Mioara. Dedic și onorilor mele pentru ziua de ieri toate melodiile invitații dumneavoastră. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Și soțul pentru ziua de astăzi. Și la toate cunoștințele mele din Vlădulei și din alte părți care mă cunosc și mă iubesc. Să fiu mai scurtă, să intre lume mai multă. Sunteți foarte drăguță, vă doresc. Vă mulțumesc frumos, doamna Roberta. Cu mare drag, vă doresc sănătate și vă mulțumesc pentru fidelitatea pe care ne-o arătați în fiecare seară de vineri. Domnul Ilie, mă iertați, am să întrerup un pic discuția până când dumneavoastră vă veți reîntoarce. Am să vă rog să dați startul acestei serii cu primele două melodii. Vă invit la locul de cântat, timp în care am să spun și eu, prin intermediul Accent TV, mamei mele, soacrei mele, cumnatelor mele, Adina și Sorina, să fie sănătoase, să le aducă Dumnezeu oameni buni alături, oameni drepți alături și tuturor celor de acasă care ne privesc o sărbătoare minunată, o seară minunată alături de Ilie Bogdan și Roberta Crintea. Ți-am trăit cu folos. Banii de am cheltuit mi-au făcut raiul frumos, măi. Ca să ajung bogat, doar la-i mei să fie bine. Nu mai știu un datorat, alții sunt datori la mine.
cu și două flori, ele îmi fac frumoasă viața. Cum să-ți vină să mai mori, mai întinde-mi, Doamne, ața. Inima tânără-mi este chiar de părul meu albit, măi. Am nepoată, o mândrețe, sunt mândru că sunt bunic, măi. Mândră floare din câmpie și trage de la tulpină. Tu și cu măicuța ta și cu aiei surioară, trei flori pe inima mea, viața mea este primăvară. Când îți văd chipul frumos, dar și zâmbetul pe față, mă simt ca tânăr fălos, aș mai trăi încă o viață. La nevastă, că stau toată ziua beat, lasă-i un gros să vorbească. Mă vorbesc cu unii prin sat și mă împărăsc la nevastă, că stau toată ziua beat, lasă-i un gros să vorbească. Jur nevastă că nu-i drept, în cărciumă n-am intrat. Păi mâine fac două zile de când nimic n-am gustat. Jur nevastă că nu-i drept, în cărciumă n-am intrat. Păi mâine fac două zile de când nimic n-am gustat. Sunt foinar, că dau bani la fete mari, că dau și la căciumar. Mai zic unii că am bani și mai spun că sunt foinar, că dau bani la fete mari, că dau și la căciumar. Fetelor dau câteodată, că și ele-mi dau guriță. Cârciumarului nu-i dau, dar mai dau la crâșmăriță. Fetelor dau câteodată, că și ele-mi dau guriță. Cârciumarului nu-i dau, dar mai dau la crâșmăriță. Să uit amarul. Crâșmărița-i mândră tare, îmi umple mereu paharul. Cu vin sau cu țuiculiță, mă face să uit amarul. Am să merg și mâine seară, să mai golesc o sticluță la cârciumă la Vasile și s-o văd pe crâșmăriță. Am să merg și mâine seară, să mai golesc o sticluță la cârciumă la Vasile și s-o văd pe crâșmăriță. We'll be right back.
să ori drumul rătăcesc. Am să iau calea întoarsă, crâșmărița o găsesc. De mă îmbăt n-ajung acasă, ori drumul de-l rătăcesc. Am să iau calea întoarsă, crâșmărița o găsesc. O știu câte de miloasă și n-o să mă las în drum. Mă ia și mă bagă în casă și mai dă un vin de-al bun. O știu câte de miloasă, ia în drum nu m-am lăsat. De l-o fi bărbatul acasă, al dracu de-o-i mai pleca. Da, felicitări, domnul Ilie, vă aștept lângă mine. Am râs un pic, băieții se chefuiesc aici, păi dacă sunt doar... Sunt mucenici și 44 de pahare, noi nu avem paharele. De asta am și început cu cântecul, da, am văzut, avem petrecere, pe să fie petrecere. Domnul Ilie, să trecem la lucruri serioase, nu din astea de care ne arată Bogdan acolo, da, cu gluma. Da, numai lucruri serioase fac, fiecare dată. Aș vrea să continuăm un pic seria aceasta de... să facem acea incursiune totuși în locurile în care dumneavoastră v-ați petrecut acești ani artistici. Deci, am ajuns undeva unde deja sunteți angajat la ansamblul Casei de Cultură, da? Nu eram angajat, eu în acea... Colaborați, da. Pentru că era ansamblul de amator. Da. Și... Unde era orchestră. Da, orchestră bună, deci orchestră profesionistă. Profesionistă ca valoare. Sigur. Nu neapărat de fapt era... Nu ca și titlu, dar da, erau, da, erau valoroși cei care activau. Deci atunci am făcut, am spus primele imprimări, după aia la radio. La radio, da. Am explicat. După 2 ani de zile cu piesele din radio, pentru că numai așa se făcea debutul la Electrecord, cu piesele făcute în radio, eu și încă 2 soliști, am fost 3 pe un acordeonist și încă o solistă pe CD, pe disc. Pe disc, că atunci erau plăcile acelea, da. Exact. Și atunci am început colaborarea cu Electrecordul. Lucru din nou foarte important. Da. Roberta, ambiția mea a fost, și spunea și colegilor mai tineri, ambiția mea a fost să colaborez cu cele 3 instituții ale statului român. Deci da. Radio România, Televiziunea Română și Electrecordul. Excelent. Le-am atins pe toate. Excelent. Mă iertați, vă întrerup din nou. Bună seara și bine ați venit alături de Ilie Bogdan și Roberta Crinte. Alo? Bună, doamna Roberta. Bună seara. Mă numesc Liviu Tordu de la Valeni Bârcea, un fan cu casa televiziunii Radio Accent. Mă bucur foarte mult. Bine ați venit. Al muzicii populare. Excelent. Mă aflu în Germania și vă spun din Germania și aș vrea să faci câteva dedicații. Și salut invitatul dumneavoastră, pe domnul Ilie Bogdan, și doresc multă sănătate. Cu mare plăcere. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Și vreau să faci câteva dedicații. Cu drag. Să fie pentru toți prietenii din România și din Germania. Cu plăcere. Și toate melodiile lui domnului Ilie Bogdan să fie pentru prietenii mei. Așa vă dorim și noi, vă dorim să petreceți seara aceasta minunat, să o petreceți ca în România, chiar dacă sunteți în Germania. Eu am... Oricum sunt alături de dumneavoastră și în Germania, sunt alături de... Mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult pentru că noi avem nevoie, noi existăm doar prin dumneavoastră. Dacă nu avem public, dacă nu avem... Vă mulțumesc frumos, o seară mare drag. Și numai bine. Cu mare drag. Bine. La revedere. Așa cum spuneam, dacă noi nu avem public, noi cei care cântăm, televiziunile de altfel, dacă nu avem public, noi nu existăm. Noi suntem ai dumneavoastră și dacă suntem aici, înseamnă că suntem pentru dumneavoastră. Da, am ajunsesem la faptul că dumneavoastră ați fost un artist împlinit, colaborând cu cele 3 mari instituții ale care reprezentau folclorul național. Da. Spuneți-mi, dacă toți suntem aici la bucurii, care a fost prima bucurie care v-a însemnat viața pur și simplu? Care, de acolo ați simțit dumneavoastră că ați pornit pe drumul profesional cu adevărat? Păi, întotdeauna când debutez la radio sau la televiziune, normal că... Atunci ți se pare că s-a deschis drumul. Exact. Pot să spun că am avut sute de spectacole date, pentru că ansamblul unde eram la Jiulețu, dădeam și câte 4-6 spectacole pe săptămână. Așa mult? În perioada, da, da. Aveam foarte multe spectacole. În țară? În țară sau locale? Erau județene? Nu, în județ și județele limitrofe. Limitrofe. Cam zona Olteniei. Cum ar veni, deci am înțeles, Vâlcea, da. Dolju, da, cât Gorju, de multe.
Da, se dădeau spectacole multe în perioada. Spunem din nou bun venit unui nou telespectator. Bună seara! Bună seara, doamnă Roberta! Bună seara! Multă sănătate dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, domnul Ilie Bogdan. Mulțumim foarte mult! Și mulțumim pentru prezența atunci în această seară. Cu cea mai mare plăcere și altă dată. Când doriți dumneavoastră, noi vă privim și vă ascultăm toate cântice. Vă ascultăm cu drag! Aș vrea să dau și o dedicație pentru familie. Am uitat să vă spun, se mitică din Târgu Jiu. Știam. dar este foarte bine să spuneți, pentru că nu toată lumea știe. Da. Eu știu pentru că sunteți deja prietenul meu fidel, cu care mă aud în fiecare seară de vineri. Doamna Roberta, vă mulțumesc pentru că mă sunați. Cu mare plăcere. Pentru familia mea, deci copiii mei, Leon și Cosmin, pentru norele mele, Nuța și Lori, pentru nepoata mea, Andreea, și nepotul meu, Sergiu, care nu are astâmpări, pentru soția mea, Ana, care le urez, și pentru el, că a fost o zi. Care nu are nici dumneavoastră astâmpări, așa-i? Da, asta e viața. Așa. Pentru cumnatele mele, Margareta și Iulia, nu le mai spun cine sunt, că știu ele. Pentru sora mea din Rovinari, Aurica. Pentru nașa mea, Lenuța și Mona, de la primăria Târgu Jiu, pentru verișoara mea, Marioara și fiului Neluțiu de la Ciuperceni, pentru cuzca mea, Nicolița, care la ora asta este prezentă în fața televizorului. Aveți câțiva, domnul Mitic, așa-i? Doamna Roberta este familie mare. Foarte frumos. Mă bucur. Foarte frumos. Și pentru dumneavoastră, în special, și pentru domnul Ionuț, care mi-a dat legătura și îi mulțumesc foarte mult. Ionuț, este un băiat extraordinar. Mulțumim frumos. Și pentru toți cei mari care mă cunosc, în special din comuna Ciuperceni. O secundă. Mai am două verișoare. Din satul Cârcești, Mioara și Aurora. Să fie sănătoase. Le dedic această melodie. Revise. Vă mulțumesc. Cu mare drag. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră și vă dorim să vă petreceți seara alături de noi. Domnul Ilie, gândindu-mă, sunt multe lucruri pe care le citesc zilnic din pasiune și atunci undeva am găsit scris confortul și fericirea. Nu sunt sinonime. Confortul înseamnă un lucru și fericirea un lucru. De-a lungul anilor, ce ați simțit că v-a brăzdat așa viața? Confortul pentru faptul că ajunseserăți la un nivel, pentru faptul că erați deja, făceați parte din lumea aceasta însemnată a folclorului, sau faptul că erați fericiți și că fericirea venea din ceva anume? Nu. Adică aveți o perioadă, o perioadă lungă din viață în care, uite, fericirea a brăzdat viața mea, sau confortul a fost cel care m-a ajutat să fiu un om împlinit? Aș spune și și. Ați avut și momente în care, adică, de altfel, viața tuturor se împarte în etape. Însă, eu mă refer, care a fost cea mai însemnată perioadă în care v-a simțit un om împlinit cu un confort și psihic și material, sau un om, sau mai mult timp ați petrecut fiind un om foarte fericit și nu v-a interesat altfel de împliniri? Dacă este să spun corect. Da, corect, noi suntem aici la corect. Deci, cel mai bine m-am simțit în începuturi. Deci când am început colaborările cu radio și cu televiziunea, eram un solist la 20 și ceva, 24 de ani, prinsesem gustul cântărilor pe la anunți, eram necăsătorit, nu aveam responsabilitate. Starea de bine vă dădea aripi. Da, nu aveam copii și deci mă simțeam foarte bine. Mergeau toate lucrurile perfecte, eram într-o ascensiune pe plan artistic. Continuă, da. Am mai avut, ca să vorbesc și de asta, n-am spus niciodată la televiziune sau în altă parte, în 86 am fost și la preselecția la Floarea din Grădină, am luat preselecția, dar a fost perioada când a decedat persoana care făcea emisiunea atunci, îmi scapă numele, de Ireași cu muzica ușoară. Nu știu eu. Așa. Nu știu acum, dacă spuneați dumneavoastră era bine, știam și eu. Și atunci s-a făcut o pauză. Eu n-am știut că trebuie să mă mai interesez. Ați crezut că o să vă cheme pur și simplu pentru că... Da. Exact, am crezut că mă cheamă. Lucru care nu s-a întâmplat. Și pe urmă nu s-a întâmplat, a luat pe alții
Când mi-am dat eu seama, o dată la televiziune, am fost întrebat, păi, dar de ce nu te-ai mai interesat? Dirijorul Popa de Real, ansamblul UTC-ului la București, mi-a zis, care a fost și el în juriu cu doamna, la momentul acela, cu da. Doamna Emilia Comișel, când am fost la preselecție. Și dacă spun preselecție, a fost o glumă. Mă iertați, din nou trebuie să vă întrerup, pentru că un apel telefonic abia așteaptă să intre cu noi în direct. Vă ascult, bună seara! Bună seara! Bună seara și bine ați venit! Din județul Telorman vă spun. Cu plăcere, bună seara! Flori Dumitrescu. Bine ați venit! Și ar dori și eu o melodie. Of, ne pare rău să întrerup, doamna Flori. Vă dedicăm toate melodiile din această seară pe care le cântă domnul Ilie Bogdan cu toată inima. Așa. Nici nu m-am avut în gând ca să mă duc, dar eu eram în priză în perioada aia, mergeam pe la concursuri, deja simțisem gustul și știam pretențiile specialiștilor și îmi zice o colegă... Ca erau mari la vremea aceea. Da. Îmi zice o colegă din Craiova, n-am să-i dau numele, îmi dă telefon și spune, Bogdane, mergi cu mine, tot mi-ai făcut și mi s-a acceptat la Radio București 5 melodii și s-au acceptat și le-ai imprimat așa, vreau să mă duc la preselecție la Floarea din grădină și tu parcă îmi dai curaj când sunt cu tine, dacă mi-ai ajutat și cu radio, ai și cu mine la București. Este important să avem oameni și prieteni aproape. Și colegi care să ne fie și, sprijin. În momentul în care m-a apărut acolo, am întâlnit mulți soliști din țară, moldoveni, ardeleni, pe care îi întâlneam la concursuri. Și ei erau pentru preselecție. Și m-am întrebat, bă, tu, păi de ce nu te prezinți? Bă, zic, nu, că eu nu veni pregătit. Păi, cu, lasă-mă, cânți, ce cânți pe la festivaluri. Și nici n-am vrut să mă duc eu, mi-au luat buletinul, s-au dus ei, m-am scris și am rămas și am dat. Și culmea e că fata care a mers cu mine n-a luat. Au, și dumneavoastră ați luat. Că... Se mai întâmplă și din astea. Dar treaba e că, vezi, știam ce să cere la concursuri, la timpul respectiv, pentru că mă uceam mereu și am prezentat doina, baladă, cântece din ăștia vechi, care nici nu le aveam înregistrate. Și culmea e că a prins. Ați fost câștigător. Și în fața, ai auzit de doamna Emilia Comișel. Cum să nu? Deci, Emilia Comișel este un... Știi ce pretențioasă. Sigur că da, dar toată viața, toată lumea s-a temut de Emilia Comișel. Bună seara, bun venit alături de noi. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Claudia Pătrițu de la Dragoceș. Bună seara, bine ați venit. Vă ascultăm. Vreau să vă dorim de la pentru copiii mei. Cu drag. Totul meu, părinții mei. Cu drag. Stefania și colegele mele. Pentru toți. Mulțumesc foarte mult. Pentru toată lumea pe care dumneavoastră ați enumerat-o, va cânta în această seară Ilie Bogdan. Am să vă întrerup, domnul Ilie, pentru că e cazul să mai cântăm două melodii. Corect. Vă rog să poftiți la locul de cântat. Timp în care, pentru faptul că sunt aici la Accent TV, îmi permit și eu anumite lucrușoare. De altfel, acum, aș vrea să-mi permit să-mi salut prietenele sau oamenii care îmi sunt, care fac parte din viața mea, femeile care fac parte din viața mea și care îmi bucură sufletul cu câte ceva în fiecare zi. Am să salut pe Antonella, am să salut pe Janin, pe Adița, pe Mia, salut familia Popa, pe Mirela Popa, avem prieteni de la Vâlcea, sosiți aici la noi, la Târgu Jiu, îi salut cu drag pe Jenny și pe Țop. O salut pe Nina, care se îngrijește de multe cămășuțe de ale mele, îi mulțumesc foarte mult și o pup pe Ștefania. Și mai urmează, pentru că sunt aici, îmi permit niște lucrușoare, după cum v-am spus. Vă doresc petrecere frumoasă și seară frumoasă alături de Ilie Bogdan. Să-mi ceară multe, cum o făceam mai înainte. To mândruțe tinerele, pupale arnei ca pe ele.
către seara pe uliță. Frumoasă mai ești mândruță către seara pe uliță. Doar cu ochii mă privești și știu mântru ce gândești. Iar când ridici din sprânceană, îmi bagi inimioara-n boală. Ți-a făcut tata măicuță, ce mai ochi, ce mai gură. Ți-a făcut tata măicuță, ce mai oi, ce mai guriță. Potrivită ești la stat, gurița-i de sărutat. Ochișorii-s de privit, iar tu mândru de iubit. Multe peteși le-nvârte. Cum, Doamne, să nu o iubesc, că sunt viu și mai trăiesc. Are suflet, dar și minte, pe multe peteși le-nvârte. Cum, Doamne, să nu o iubesc, că sunt viu și mai trăiesc. Să mă aștept. Nu știu, Doamne, ce-i cu mine de vreo câțiva ani de zile. Inima se zbate-n piept, nu știu la ce să mă aștept. Ori de boală îmi vestește, ori nebuna iar iubește. Că nu bate așa oricând, doar când zace din iubit. O să plece. Inimioară blestemată, ce vrei tu, ți-am dat odată. Dacă de dor nu-ți mai trece, de ce ai lăsat-o să plece? Pe mândra cu coade lungi, care-mi făulea prin lungi, că avea ochi de vino-ncoace, pentru ei timpul aș-ntoarce. Ca nebuna, vrei doar să mă amăgești, ori cu adevărat iubești. Inimioară, lasă gluma, nu mai bate ca nebuna. Vrei doar să mă amăgești, ori cu adevărat iubești. Nu fi așa păcătoasă, am copii mari în casă. Ție ți-arde de iubit, eu să merg la spovedit. Mai înainte, am lăsat mulți ani în urmă, nu mai au dragostea în glumă.
stai cu minte, nu mai sunt ca mai înainte. Am lăsat mulți ani în urmă, nu mai iau dragostea în glumă. Și tu inimioară știi, din dragoste poți muri. Și ai să ajungi în pământ, eu să merg la jurământ. Și ai să ajungi în pământ, eu să merg la jurământ. Cu păcatele pe brață și cu Dumnezeu de față. I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servis automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214 554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Clinica B&B Medical, situată în incinta hotelului Brâncuș, vis-a-vis de prefectura Gorj, vă pune la dispoziție o gamă largă de servicii medicale. Fișe auto și avize psihologice pentru toate categoriile. Fișe auto și avize psihologice, siguranța circulației. Fișe angajare. Fișe control periodic. Fișe port-armă. Fișe admitere facultate. Laborator analize medicale. Consultații cardiologie, psihiatrie, ortopedie, ginecologie. Recuperare medicală.
Relații la recepția hotelului Brâncuș sau la telefon 0765 200888. Izvarna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă, 128R la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236, 799 de lei. Husqvarna LC140, LC140S, 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, motounelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru motounelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Aparatura pregătită? Cameramanii, sunteți gata? Atenție, filmăm! Într-un alt fel de decor, dar cu aparatură de ultimă generație, postul de televiziune Accent TV organizează filmări videoclipuri cu interpreții de muzică populară în zilele de 14, 15 și 16 martie. Locație: Muzeul Județean, vis-a-vis de Tribunalul Gorj. Pentru detalii sau programări 0766 688 958. Accent TV. Vino cu noi pe primul loc! Dacă plâng până mă culc, măi, eu
ca orice om, plâng și somn de-al mândrii dore. Cum să am eu glas de cuc, dacă plâng până mă culc, mă? Eu am glas ca orice om, plâng și somn de-al mândrii dore. Și fete și măritate m-au făcut de dor să știu, dar și că mai sunt o viu. Și la ora și la sate, și fete și măritate m-au făcut de dor să știu, dar și că mai sunt o viu. Pusă-i mâna căpătă-i, mă, o somnul și-a dormit. Pusă-i mâna căpătă-i, mă, o somnul și-a dormit. Și-o visai pe mândruța că-ntr-una mă săruta. Și-o visai pe mândruța cu mândă de-a gurița. Dar din somn când mă trezi, pe mândruța n-o găsi. Dar din somn când mă trezi, pe mândruța n-o găsi. Numai dorul mândruții scris pe fața perinii, cu lacrimi din ochișori și cu pana genelor. Să fii, mă, făcuș de te iubi. Firai mândruță să fii, mă, făcuș de te iubi. Mă făcuș să te iubesc și acum de dor mă topesc. N-am liniște zi nici noapte, trag aletele păcate. Mă făcuș să te iubesc și acum de dor mă topesc. N-am liniște zi nici noapte, trag aletele păcate. Mulțumim frumos și până domnul Ilie se așează lângă mine, vreau să dedic
melodiile dumneavoastră și prezența dumneavoastră unei familii foarte dragi mie, familia Viașu, Crina și Nicușor Viașu, iar din partea doamnei Viașu pentru mama dumneai, pentru doamna Maria Petculescu. Vă doresc tot ce este frumos să vă aducă Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu sănătate și să -mi fiți alături așa cum mi-ați fost și până acum, pentru că fără oameni suntem așa de săraci. Eu v-am pe dumneavoastră și nu doar pe dumneavoastră, însă faceți parte din oamenii cei mai dragi din viața mea. Vă mulțumesc și pentru mesaj și pentru faptul că sunteți ai mei și vă simt ai mei. Domnul Ilie, mă iertați că mi-am permis așa în această emisiune să-mi salut așa foarte mulți prieteni, pentru că fiind aceste zile de sărbătoare pentru doamne, pentru domnișoare, am și eu pe ai mei. Aici, simțindu-mă în nucleul meu. Sunt colaboratori. Sunt oameni și care mă iubesc, care îmi sunt aproape. Și mi se pare normal. M-am gândit pe parcursul acestor melodii ale dumneavoastră, auzisem eu de inimioară, că sunt de dragoste, că sunt mai de, cum vă întrebați dumneavoastră inima, ce să faceți, cum să mai iubiți. Se spune că noi nu murim atunci când murim, ci murim atunci când nu mai iubim. Da. E adevărat? Așa este. Iubiți, domnul Ilie? Mă pui într-o situație neplăcută. Iubesc, nu îmi doresc asta, nu, doamne, nu. Băi, dar de ce că mă descurc? Vă rog, dacă puteți să faceți asta, e minunat. Am spus întotdeauna, pe la televiziune, pe la radio, am iubit dintotdeauna cântecul, iubesc natura. Nu, domnule Ilie, stați un pic, nu mă duceți cu vorba pe mine. Deci mie spuneți-mi dacă iubiți o femeie. Și tot ce e frumos. Asta este important. Adică asta cu noi oricum suntem suflete sensibile și noi oricum iubim. Noi nu putem să trăim fără să iubim pe cei de lângă noi, natura, florile. Noi așa trăim. Însă eu mă refeream strict, dacă iubiți, dacă sufletul dumneavoastră vibrează și dacă vibrează înalt la ultimele cote. La gândul sau cu gândul la o anumită persoană. Dacă face parte o persoană din viața dumneavoastră care vă aduce alinare și iubire. Sunt cam diplomat de felul meu. Iubesc, cred că cea mai mare iubire, nepoțica de când. Hai, deci, da, deja. Nu o scot la capăt cu domnul Ilie. Luăm un apel telefonic, poate se mai răzgândește. Rămâne și ți arăt pe pagină. Da? Îți arăt ce iubesc cu adevărat și e mai tânără cu 14 ani decât mine. A, asta nu e problemă. Și suntem de vreo 5 ani împreună. Ce frumos! Bună seara, bine ați venit, aolo! Bună seara, doamna Roberta! Bună seara! Florentina! Bună seara, domnul Ilie Bogdan! Bună seara! Îmi place mult de să cânteți la dumneavoastră. Mulțumesc! La cele de distrus, toți mă lumitită, Mihai! Nu, domnul Aurel Blonda, care e tatăl meu de suflet. Îl salutăm pe Aurel. Îl iubesc enorm și doresc multă sănătate pe această cale pentru doamna Fisiu, pentru dumneavoastră, pentru nepoțica dumneavoastră, să vă trăiască, să se facă mare și frumoasă. Doamna Roberta, vă rog, mă iubesc cel mai mult, îmi place cântele Banat cel mai mult și mă bucur cel mai mult de dumneavoastră și de invitatul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru apelul telefonic. Vă dedicăm și noi toate melodiile din această seară, să vă fie pe plac. Îl salutăm, așa cum a spus, pe maestru Aurel Blondea. Cred că și dumneavoastră faceți asta, pentru că este un om reprezentativ pentru noi toți cei care cântăm. Am înregistrat de multe ori cu orchestra Doina Gorjului, așa că a fost de atâta ori. Și însă noi nu vom trece peste subiectul pe care de-abia îl prinsesem de la dumneavoastră. Mi se părea fascinant că deja aveți în viața dumneavoastră o femeie. Nu, hai să spun că fac o glumă. N-are rost să discutăm întrebările noastre. Am înțeles. Eu vă întreb dacă iubiți, pentru că sufletul creează atunci când iubește. Sufletul este fericit. Berta, ar trebui să dau mai multe explicații și nu vreau să le dau. Da, nici nu trebuie să dați explicații. Când iubim, iubim și atât. Nu referitor la persoana respectivă, dar ar trebui să... În jurul dumneavoastră să va trebui. Puțin în jurul meu. Am înțeles. Și ca să nu interpreteze lumea că mai por verighetă și că iubesc altceva. Am înțeles. Nu cred, nu cred că este străin pentru nimeni faptul că dumneavoastră ați fost căsătorit cu doamna Filuța Bogdan, că ați făcut un cuplu foarte mulți ani, că împreună aveți copii, domnul Ilie.
Păi am și nepoțică. Asta spun. Vreau să spuneți celor de acasă. Păi să știu că am, pe la toate emisiunile am spus, da, avem două fete. Asta spun, deci nu este străin de nimeni. Să trăiască, să fie sănătoase și fericite. Dar uite că nu totul merge bine întotdeauna. Da, nici nu este obligatoriu, domnul Ilie. Viața este cum este ea. Și a fost greșeala mea. Dar în ce sens greșeala mea? Pentru că m-a întrebat și domnul director de la Maria Tănase de ce am luat acea hotărâre când în 95, fără știrea ei, o plăteau la CFR la bibliotecă la jumătate de normă. Și venea plângând acasă. Bani puțin îi făceau să împărțiseră sindicatele și nu voiau ca să o mai țină la bibliotecă. Și cum tot eu făcusem legătura acolo și negociasem un contract beton, făceam parte din sindicat, da, la secție, da, la mine, din conducere. Și în momentul ăla am zis, dacă trec 3 ani, se consideră acord tacit. Trebuie să-i dăm în judecată să-ți recuperezi, da, banii. Fără știrea ei m-am dus și am vorbit cu domnul Șerban, Dumnezeu să-l odihnească, că era un om nemaipomenit, eu am colaborat mult timp cu ei. Și a fost singurul om care din 95 încoace m-a întrebat de ce am luat această hotărâre. Bogdane, pe ea, de când a apărut în viața culturală, toți o știm alături de tine. Pentru că eu cântam... O să păstrăm ideea, da, vă rog să o păstrați, pentru că este important să aflăm, numai că avem un apel telefonic și domnul Sabin face scurtă la mână. Bună seara, bine ați venit, vă ascultăm. Alo? Alo? Vă rog. Bună seara. Bună seara. Bună seara, doamna Rodica. Roberta, eu sunt Roberta. Bună seara, doamna Roberta Crintea. Bună seara, invitatul dumneavoastră. Bună seara. Mulțumim, bună seara. Vă confund, totdeauna vă confund. Nu, e nicio problemă, eu sunt Roberta Crintea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Pentru domnul Bogdan, la mulți ani pentru ziua bărbaților. Mulțumesc, paharele le beau când ajung acasă, când am voie cu mașina. Acum nu pot. Da, așa este. Și acum am venit la gândit. Aș vrea și eu câteva dedicații. Cu plăcere. Cu plăcere. Pentru fetele mele, fata mea cea mare, eu sunt o specială la dumneavoastră, doamna Roberta. Mă bucur foarte mult. Da, pentru fata mea cea mare ce este plecată în Grecia și familia Dumbrăveanu, deci familia Dumbrăveanu, fata mea, ginerile meu și să fie sănătoși. Și cu scrana Miclea Canelea, pentru fica cealaltă și cu scrine familia Gonciulea și fica mea Larisa Gabriela și ginerile meu Claudiu, pentru băiatul meu Ionuț Cosmin, pentru dumneavoastră și pentru toți dușmanii care poartă grijă. Așa, da, pentru tot ei. Tot îmi pot grijă. Lăsați-i, doamnă, lăsați-i, doamnă, că dacă n-au altceva ce să facă, dar de ce să vă mâhniți? Este extraordinar să ne poarte grijă. Așa ne mai dau și nouă curaj să facem și noi lucrușoare. Stați liniștită. Pentru toți dușmanii dumneavoastră și pentru toți cei dragi. Domnul Ilie, așa, ziceți că ați făcut o mare greșeală. Domnul Ilie, permiteți-mi doar să fac o singură observație. Da. Nu putem să ne pare rău de lucrurile pe care le facem la un anumit moment în viața noastră, pentru că așa gândim și așa trăim atunci. Așa vrem să ne fie bine atunci. Dacă pe parcurs lucrurile se strică, poate așa vrea Dumnezeu. Nu, da, eu chiar am făcut un mare bine. Da, era vorba și de dumneavoastră, de omul pe care îl iubeați, de omul cu care vă uneați viața. Da, pentru că noi am fost, de când am luat-o alături de mine, la ansamblu, eram la Jiulețu atunci, și da, am luat-o și pe ea, a fost pe același loc cu mine și cu serviciu, cu cântatul la fel. După ce am plecat la Jiulețu, am avut orchestră și dansuri și la Doina Jiului al regionalei CFR am fost împreună. Atunci s-a destrămat ansamblu și domnul director m-a întrebat de ce fac gestul ăsta. I-am spus că l-am mințit puțin. I-am spus că nu am încredere în continuitatea ansamblului ca să putem să venim amândoi. Da, da, da. Că dânsul cea când ne știe lumea că aveam imprimări, aveam CD-uri, discuri făcute împreună cu duete. Și sincer mi-era teamă că dacă nu mai vrea primăria să-i plătească, să desfințează și am zis măcar eu să asigur partea materială. Sigur că da, era important. Pe urmă am trecut și am făcut și ceva afaceri, vreo 11 ani de zile, câteva spații comerciale. Dar de acolo s-a cam rupt totul. În momentul în care a intrat în lumea cealaltă a muzicii populare, când eu n-am mai fost și eu am rămas să mă ocup de treburile cealaltă, îți dai seama că n-am mai fost pe loc. Se făceau turnee în străinătate, în țară, peste tot, în care
Și aici vreau să mă opresc. Totuși, partea asta a vieții pe care să nu o discutăm, că nu e cazul. Nu, să, nu, să, bă, da, eu am dar, referit totuși, numai că dacă eram împreună, totuși, partea asta, domnule Ilie, v-a onorat și v-a onorat pe amândoi, pentru că ați iubit o femeie, ați fost și ați iubit o femeie și ați avut lângă dumneavoastră o femeie frumoasă, un solist bun, o voce bună, da, da, o femeie cu un simț creativ, o femeie rafinată până la urmă. Filuța Bogdan este o femeie rafinată, nu o putem descrie sub altă formă. Și apoi aveți doi copii împreună și nepoți. Nu poate fi nimic mai frumos. Că s-au stins lucrurile și că la un moment dat s-au oprit. Așa sunt etapele vieții. Uneori trebuie să știm când să ne oprim. Este normal, foarte bine că ați normal putut să faceți asta. Unii dintre noi nu avem puterea asta. Nu știm cum să trăim singuri. Suntem puțin loviți în momentul în care ai impresia că rămâi singur după o bună perioadă din viață în care ți-ai petrecut-o lângă un om și în care ai crezut că poate este până la final. Așa că eu nu pot decât să vă felicit că puteți să fiți așa pe picioarele dumneavoastră singur, așa cum aș putea o felicita și pe doamna Filuța Bogdan. Mie mi-este foarte dragă și eu n-am să ascund lucrul acesta, pentru că sunteți doi oameni de carieră, doi artiști pe care eu îi îmbrățișez cu toată inima și vreau să o salut, chiar dacă dumneavoastră sunteți despărțiți de dumneavoastră, nu contează, dumneavoastră ați fost un cuplu cu adevărat al muzicii populare românești. Dar noi am fost și la București la Florica Jinga la ziua ei, după ce ne-am despărțit. Foarte deci bine, mi se pare minunat. Avem copii împreună. Mi se pare minunat. Nu se aveți pare normal ce să ne purtăm. Exact. Am ajuns un pic și la poveștile de viață. Da. Deranjăm, poate, nu vrem să deranjăm suflete, doar așa, ca să mai vadă și cei de acasă că nu toată viața noastră este un happy, așa, fără sfârșit. Avem iar, și noi problemele noastre. Dar eu n-aș fi spus, dar o luam cu partea cealaltă și nu voiam ca să interpreteze. Am înțeles. Cum zice lumea, că uite, nevastă să plecă în turnei. Da, lumea. Va trebui să luăm publicitate. Mă ceartă băieții ăștia în continuu. Nu știu cum, că eu mereu vorbesc frumos despre ei. Mă ceartă. De cum intru în emisiune și până ies din emisiune? Să-i certați și dumneavoastră la telefon. Publicitate. I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la cea spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Husqvarna dă startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă 128 la prețul de 1099 lei, Husqvarna 236, 799 de lei, Husqvarna LC140, LC140S, 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru moto unelte. Te
așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna e al naibii de greu să fim cei mai buni. Aparatura pregătită? Cameramanii, sunteți gata? Atenție! Filmăm! Într-un altfel de decor, dar cu aparatură de ultimă generație, postul de televiziune Accent TV organizează filmări videoclipuri cu interpreții de muzică populară în zilele de 14, 15 și 16 martie. Locație: Muzeul Județean, vis-a-vis de Tribunalul Gorj. Pentru detalii sau programări, 0766-688-958. Accent TV. Vino cu noi pe primul loc! Janine Beauty Center. Fie că îți dorești o coafură nouă, o altă culoare a părului, un masaj de remodelare corporală sau un simplu ritual de relaxare, specialiștii Janine Beauty Center vor ști întotdeauna cum să te facă să te simți bine. Noi știm cât de importantă este imaginea ta, de aceea îți stăm la dispoziție cu cele mai bune servicii și sfaturi pentru ca tu să arăți mai bine ca niciodată. La noi găsești o gamă largă de servicii de întreținere corporală și înfrumusețare, hairstyling, manicură, pedicură, cosmetică, împachetări corporale, electrostimulare, masaj, solar, saună, aerobic, taebo, karate. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 14 octombrie. Pentru relații și programări, 0253-222-213. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări, sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Dragi cumpărători, Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Și știai că-s pofticios.
ziceai de una din a ca bătătorii grădina și frumoasă Batovina. Că trece încolo și încoace și cu ochiul semn îmi face și mă întreba, hai dacă-mi place. Ziceai că e de belea și-are carnea trâmpea, merele sunt cum e piatra, mi-ai pus masa pe de-a gata. Atunci firai de muiere, ce-ai tu cu mândrele mele dacă sunt mai tinerele? Că nu știam și zic zău, că-ți place ce vreau și eu și să mor de, îmi pare rău. Că-mi place mărul frumos, nu adunat după jos, aleg ce-i frumos și tare, nu călca de-alții în picioare, că-s tinere și deștepte și-n vârpea te lepedește. Dar așa dacă n-ar fi, să mor de le-aș mai iubi. Să poată să-mi spună și mie despre-a mea copilărie. Ursitorile ce-au spus, rele cât mai am de dus, câte au fost, câte s-au dus, măi. Somn în pat, să bați drumul cu piciorul, să nu poți să-ți aling dorul, să nu poți să-ți aling dorul. Cășatul la scăldătoare, dai să te scoli în picioare, erai gata de plecare. Să bați drumuri neștiute, ai două spârnele în frunte și o să ai muieri mai multe. Așa mă scoteai în zori, viu sau mor de multe ori, părul-ți mirosea florii. Viu de drag când te priveam, mor după ce te iubeam, Doamne ce dragoste aveam. Chiamă mândru lăutar,
și cârciumării, că așa mi s-au dus anii. Lăutarii mi-au cântat, mândrele le-am sărutat, traiul ăsta mi-a fost drag. Cu cârciumarii am băut, cu mândrele m-am iubit, mi-a fost drag pe acest pământ. Nu vreau la mormânt să vii, nici flori pe mormânt să-mi pui, că tu iarăși mă învii. Că ai fost și ești viața toată, tă mândrețea mea de fată, cum îți ziceam altădată. Haideți lângă mine, domnul Ilie, vă felicit încă o dată pentru melodiile dumneavoastră, cu sens așa și cu înțeles, pentru cine are, pentru cine are urechi să audă. Domnul Ilie, am vorbit lucruri profesionale, am vorbit despre dumneavoastră, despre sufletul și de dumneavoastră puțin, și de viață puțin, pentru că altfel nu se poate. Da. Aș vrea acum să vă întreb așa niște generalități. Cum sunteți ca persoană? Sunteți organizat sau ce v-a ajutat în profesie? Faptul că ați fost organizat sau ați avut conjuncturi sau oameni care, sau, care v-au dat o mână de ajutor? Nu. Tot ce am făcut pe munca mea, pe picioarele mele. Deci nu am avut ajutor din partea nimănui. Da? Faptul că am plecat, deci din perioada în care am făcut școala populară de artă, am început să fiu trimis la concursuri, de aici am cunoscut doamna Marioara Murărescu, doamna Sadmari, cum spuse da, da, da. Și în felul ăsta am intrat în vizorul tuturor. Faptul că am știut să-mi fac cam tot ce am date la drepturi de autor, 170 de cântece. Oh, așa multe! Care toate sunt făcute de mine. Chiar făceam o glumă cu doamnele la Radio București, mai târziu, când eram mai cunoscut, vorbea de primele, foarte frumoase, autentice, și le era făcute de mine. Da, chiar frumoase, da. Că aveți repertoriu foarte frumos. Era suficient să aud pe la lăutari prin comună și umblam cu spectacole. Era și vremea în care lăutarii... Și mai găseai. Exact. Sau găseai mult mai mult decât acum. Acum nu se mai găsește, pentru că toată lumea cântă noutăți, că trebuie să fii în trend, da. Trebuie să răzbați așa. Dar ca persoană, cum sunteți organizat? V-a ajutat faptul că ați fost cumva organizat în tot ceea ce făceați sau ați avut conjuncturi? Sunt vărsător. Puțin materialist, oare? Mama mea e vărsătoare, eu îi spun mereu că e materialistă, dar nu știu dacă e așa. Nu sunt materialist. Treaba este că sunt tipul omului care tai de două ori, măsori de două ori ca să tai odată. Ah, calculat, așa? Cu nu faceți totul. Nimic ad hoc? Nu. Îmi plac lucrurile ad hoc, deși și eu sunt calculată, dar... Nu vreau să... Nu mai intrăm în amănunte să spun. Am pus în vedere unor persoane când pierdem. Și ei, mă refer la fosta doamnă. Nu mi-a luat în calcul chiar la semnarea unui contract pentru o casă de producție din București. Mi-a făcut o șmecherie. Am negociat ca să suporte cheltuiala cu studioul, cu orchestra și să luăm și 10%. Ea nu s-a băgat niciodată, eram cu negociatul. Și când a fost să ne ducem la înregistrări, în ziua respectivă, a trebuit să semnăm contractul. Și îmi spune, Bogdane, dă-i de la tine pentru orchestră, dirijorului și orchestra și studio, că știu că ai bani la tine, plătește tu și îți dai banii pe parcurs. Dacă vine contabila în timpul zilei, îți dau, da. Eu am zis, da, doamnă, dar trec o în contract. Am vrut să semnez, nu mai punem, păi ce rost are, că poate vine astăzi și îți dau banii astăzi. Cine s-a pus împotriva mea? Ea. Bogdane, păi tu așa ești, de-aia nu avansăm noi. Tu întotdeauna ești pesimist, păi doamna ne cunoaște, că tu a fost directoare la Electrecord, am lucrat cu dumnei. Și până la urmă am cedat, așa însemna, dar fii atentă, pierdem. Când a fost să iau banii înapoi de la doamna, am venit la suprapuneri și ca să nu ținem orchestra radio prea mult, am făcut repede după amiaza aia și când am venit la vreo 3 zile să facem suprapunerile, doamna Bogdan stătea la studio și... își punea melodiile la punct, iar Bogdan se certa cu doamna directoare pe la sediu. Când m-a văzut și m-a luat, păi ce bani? Păi doamne, banii ce azi? Păi scrie un contract. Deci mi-a întors exact cu ce am spus eu că se va întâmpla. Și am pierdut, am plătit de la mine și pe urmă am... O să vă spun și eu replica mea după ce luăm apelul telefonic. Bună seara, bine ați venit lângă noi. Vă ascultăm, bună seara, sunteți în direct. Da, vă faci. Sunteți în direct, vă ascultăm. Un pic mai tare. Puteți vorbi un pic mai tare? Da, să...
Nu vorbiți, noi am încercat să vă ținem prezent pe linia telefonică, nu vorbiți, domnul Ilie. Atâtea lucruri rele facem atunci când ne înfuriem. Poate sufletul nostru nu este așa, poate facem asta dintr-o ambiție copilărească. Mă gândesc tot timpul să justific oamenii care, eu știu, care se pun așa spate în spate și încearcă să-și războiască viața, dar știți ceva, poate așa a fost să fie. Da. Poate așa a fost să fie, poate așa a fost destinul. Eu nu cred neapărat în destin, eu cred că jumătate din viața noastră constituie alegerile noastre și apoi destinul. Dar totuși, naiba știe, știți, când îi iubim pe aia de lângă noi, le suportăm orice și îndurăm orice. După aceea... Eu știam de mult că se va întâmpla treaba asta. Regretați? Ce s-a întâmplat? Nu. Persoana, omul care a fost alături de dumneavoastră, îl regretați? Nu, eu am un regret dinainte de a mă căsători. Persoana cu care trebuia să mă căsătoresc mi-a venit acasă și ea doar să mutase de o săptămână la mine. Și a plecat înapoi plângând. Deci aia era marea mea dragoste și cu care trebuia să mă căsătoresc. Revin atunci. Imediat. Haideți, bună seara, sunteți în direct cu noi. Bună seara. Bună seara. Aș vrea să fac și eu o dedicație muzicală. Salutați-mi și mie invitatul, avem pe Ilie Bogdan prezent aici. Salutări. Așa zic și eu, așa trebuie să facem, pentru că oamenii care vin aici vin de dragul dumneavoastră. Vă ascult cu drag. O dedicație pentru scumpa mea Ștefania de la Sparta. Pentru Ștefania, cine este la telefon? Lita Paul Florin. Am înțeles, am crezut că e Ștefania, fata mea dragă, fata Ninei. Nu, de la Feriat. Cu drag o salutăm și pe Ștefania dumneavoastră. Și sora mea Munteanu, Ileana Maria. Cu mare plăcere. Și pentru cunoata mea Bianca de la Târgu Jiu. Să fie sănătoasă. Ia uite ce om drăguț, își salută cumnata, sora, prietenii, adică doamnele de altfel. S-a întrerupt. Mulțumesc foarte mult. Nu vă aud foarte bine. Nu sunteți într-un contact bun cu noi. Noi vă salutăm cu drag și vă dăruim melodiile lui Ilie Bogdan. Ziceți că ați pierdut marea dragoste? Ce păcat. Nu vrei să nu mai vorbim. De ce v-am emoționat? Mie îmi place foarte tare. Îmi plac poveștile de dragoste și mai ales de altfel am și ne-am regăsit după 30 de ani. Doamne, ce frumos. Da, după 30 de ani ne-am regăsit, dar nu mai contează. Că m-ați făcut nostalgică, domnul Ilie Bogdan, acum. Fii atentă. Voiam să te întreb eu, ce-ai făcut tine în seara asta? Cum? Ce-am făcut? Ce-ai făcut asupra mea? Deci de atâția ani de zile... Sunt o vrăjitoare! Eu sunt o vrăjitoare! Eu n-am vorbit despre așa ceva niciodată. N-am dat niciun amănunt, un detaliu. Tu știi, ai fost la filmări împreună cu mine, colege de cântec craiovence, care era pe la filmări. Ele n-au știut nimic absolut niciodată. Eu n-am întrebat în turneul ăla ce s-a întâmplat, în partea elaltă ce a fost. Deci eu n-am cerut amănunte niciodată de soție sau despre altcineva. Nu-mi place ca să mă bag în viața altora sau să le pun în situația... Este și bine, să le pun în situația neplăcută, să zicem, dacă ar fi intervenit pentru între noi... Pentru că colege nu pot să se spună, e normal. Eu am cântat mult timp cu ei... Știi că pe la filmare mergeam pe urmă, am avut o formație care le luam pe fete în continuu. Deci eu am avut pe societate, am avut o formație cu Ilustreață la Craiova și vreo 4 ani de zile am luat din toate zona și de la Gorj, nu erai tu pe acolo în perioada aia. Era mai mic, așa. Da, luam soliști și pe Petrică, am avut și pe Niculina, Costi Cănceanu, bătut și zona Gorjului și Tellermanul și aveam acte pentru treaba asta și făceam spectacole. Domnule, eu nu vreau să vă las acum în emisiunea asta să regretați ceva, pentru că ați fost un cuplu atât de frumos și ați cântat atâția ani împreună și firarea să fie de soartă că uneori nu face cum vrem noi. Știu. Dar atâta timp cât... La mine cântecul a fost de vină aici. Da, de multe ori cântecul ăsta este așa de frumos, dar este și, separă. Că tot intrarăm în amănunte. Vedeți? Totul mă faci ca să vorbesc. Vedeți? Era acea perioadă în care era la mare vogă Dolănescu Maria Ciobanu, Nelu Bălășoiu Maria Cornescu și îmi plăceau cântecele, deși eu nu cântam la anunț de la Dolănescu. Da, da, da. Cântam mult Nelu Bălășoiu, dar tot la fel la anunț, în spectacole rar băgam. Cam de la început, eu am început să-mi creez, să-mi fac cântece ale mele. Vedeam
cum se spărgeau geamurile pe la Craiova. Eu am cântat în duet cu alte persoane înainte de a o cunoaște pe ea, pe la Nunții, înainte de a pleca în armată, deci da, prin 74. Da. Vedeam cât prindeam pe la Nunții, la țară, când cântam în cuplu. Și ce eu nici vă plăcea că doar și pe dumneavoastră v-a luat succesul ăsta un pic de cap așa, vă plăcea duetul ăsta, cum? Și pe ea nici l-am văzut-o la față când a cântat odată, eram practică la combinatul chimic, îmbrăcat într-o salopetă din aia și eu măceam la singura repetiție care o făceam cu un mic taraf al combinatului chimic. Dar eu eram la municipiu, însă ăștia îmi dădeau drumul, îmi făceau scoatere din producție când măceam la concursuri și trebuia să particip și pe ei. Și fiind ploaia afară până veneau autobuzele, deci am auzit cânta cineva un cântec al lui Maria Cornescu. Dar a fost ultima strofă și când eu am intrat înăuntru, nu am apucat să o văd. Am întrebat dirijorul și domnul la sindicat și am spus, domnule, are un timbru aparte. Da, frumos, doamna, evident, de muiere, cântă și acum. Nu, dar atunci era, nici nu cânta, ea făcea gimnastică sportivă, făcea grupuri din ăștia, scenete, alte trebuie. Auziți? El nu cânta. Mă întrerup o clipă, Și tocmai asta, scuză-mă, tocmai faptul că avea timbru vocal, stilul ei. Și am simțit-o de atunci care și din momentul ăla am vorbit cu cei la sindicat, a luat-o la 3 zile la spectacolul nostru, atunci am cunoscut-o și de atunci a rămas lângă mine. Femeile se împart în două categorii. Da. Muier și muierușe. Asta a fost muierușe. Adică a fost o femeie care a avut pe ăla, pe vine încoa. Dragii mei, o să-l las pe Ilie Bogdan să-și ia la revedere de la dumneavoastră, după care, atunci când vă va cânta, o să vă adresez și eu câteva cuvinte. Nu, îmi pare rău, s-a sfârșit, ce a fost frumos. Normal. Ce frumos trece repede. Sigur. În primul rând îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare bucurie. Cum ți-am zis și când m-ai sunat, pentru tine vin. Și mulțumesc îmi place mult să mă duc acolo unde moderatorii sunt persoane din domeniu. Mulțumesc foarte mult. Așa, și tu știi că mie îmi plac cântecele tale. Și Banatul, dar și Oltenești. Mulțumesc, aveam nevoie să-mi spuneți asta. Mulțumesc pentru invitație și de câte ori va fi ocazia și cu toată voi inima. Avea nevoie, iar eu să am posibilitatea, voi veni cu drag. Mulțumesc telespectatorilor tăi pentru toate telefoanele care le-au dat. Sper că măcar 2-3 din cântecele mele să le fi plăcut. Dar cum să nu? Dar noi toate cântecele le iubim. Vă invit la locul de cântat și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc invitatului meu că a fost cu mine în această seară și cu dumneavoastră. La mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor, binecuvântarea și bucuria lui Dumnezeu să vină în casele dumneavoastră. Seară bună, dragii mei! M-așteaptă s-o văd dacă-i supărată, oricum l-a iubit, m-așteaptă. Trece pe drum, nu-mi vorbește, dar eu știu la ce gândește. Să fie împăcată cu vorbe dulci la ureche, dragoste fără pereche. Cu vorbe dulci la ureche, dragoste fără pereche. Așa-i mândra și-o știu bine, că a stat în brață la mine. Dar dacă-ți dă gurița, i-ai fura și inima. Să nu-i o calci în picioare, că nu uită până moare.
risită. Te crezi la dragoste scumpă, știi că n-am avere multă și că por cămașa ruptă. Dar unde-i cămașa ruptă, acolo-i dragoste multă. Cămașa o peticesc, dar eu știu să te iubesc. Că unde-i cămașa ruptă, acolo-i dragoste multă. Cămașa o peticesc, dar eu știu să te iubesc. Trecui pe unde am iubit și găsi locul pârlit, măi. Și găsi locul pârlit și-un fir de iarbă plângând, măi. Că a rămas netăvălit cu mândruța atât de mult. Că a rămas netăvălit cu mândruța atât de mult, ce timp a trecut, simt că am îmbătrânit. Of, Ioana ne-i de pe vale, cu fața arsă de soare, la zâmbet fermecătoare. Mi-a oprit calul în cale, m-a uscat de pe picioare. Mi-a golit banii din pungă, tirar să fie de mândră. I-a mâncat, nu i-a mâncat, eu cu mâna mea i-am dat. I-am dat toți cu mâna mea, că mi-a plăcut dragostea. Of, lele verde și-o sipică, limba mea când se ridică, știe bine ce să zică. Bine nevestică, bine și cu ibovnică. Omului două nu-i strică, una acasă, alta în luncă. Omului două nu-i strică, una acasă, alta în luncă. Una să mi-l primenească, alta în luncă s-o iubească. Una să mi-l primenească, alta lunca să iubească. Un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20:15 alături de o vedetă populară, doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc.